În fața meselor îmbelșugate de Crăciun, puțini sunt cei care se pot abține. Astfel că după ce s-au înfruptat din fripturi, sarmale și salate cu maioneză, mulți sunt cei care aleg o cură de dezintoxicare. După sărbătorile de Crăciun, luăm și noi cu un mărg, de ăștia ne-am cam săturat de carne. Mai ușor, așa. Mai ușor, da, da. Vede și gabaritul care... Mere, portocale, struguri, fructe. Noi suntem bătrâni, mâncăm mai... Rezervatul și fructe. Ca după masa de Crăciun. Ca după masa de Crăciun. Pentru a diminua efectele grăsimilor și mâncărurilor tradiționale românești, nutriționiștii au câteva sfaturi la îndemâna oricui. Fructele, carnea de curcan și peștele, dar și multă apă. Ar fi câteva ingrediente minune pentru a veni în ajutor organismului asaltat de carne de porc sau alte mâncăruri grele.